Redeschiderea spitalului Orășenesc din Vânjul Mare este unul dintre cele mai importante obiective ale Consiliului Județean Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost astăzi în teren alături de primarul Alexandru Mijaiche pentru a vedea stadiul lucrărilor. În ultimii ani, Consiliul Județean, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. La Vânjul Mare, Consiliul Județean Mehedinți derulează investiția pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea fostei clădiri a Spitalului Orășenesc. În urma acestor demersuri, obiectivul principal este acela de a redeschide unitatea medicală pentru a deservi populația din sudul județului. Pentru această investiție, Consiliul Județean Mehedinți a primit o sumă importantă de la ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Lucrurile la spital avansează încet, dar sigur. Am venit în urmă cu câteva luni la momentul când s-a turnat primul planșeu pe corpul nou de clădire. Între timp s-a turnat și al doilea, se lucrează foarte bine. Am promisiunea constructorului că până se strică vremea, această clădire va fi acoperită, va fi închisă și că pe timp de iarnă vor lucra în interiorul acestui nou corp. Urmează ca în scurt timp să demareze lucrările și la alt corp de clădire, tot aici la spitalul de la Vânjul Mare. Lucrările sunt în grafic, sperăm să accesăm și fonduri europene pentru ceea ce înseamnă aparatură medicală, astfel încât într-un termen rezonabil să facem acest spital funcțional. Infrastructura medicală a ocupat mereu un loc important în ceea ce privește investițiile Consiliului Județean Mehedinți, astfel prin redeschiderea acestei unități spitalicești din sudul județului, viața cetățenilor ar fi simplificată, deoarece nu ar mai necesita transportul până în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Primarul orașului Vânjul Mare, Alexandru Mijaiche, este extrem de încântat de buna colaborare cu autoritățile județene, fiind prezent alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor. Este un lucru îmbucurător pentru oraș și, așa cum am spus-o și de fiecare dată, nu numai pentru oraș, și pentru restul locuitorilor din această zonă. Azi am făcut o nouă vizită alături de președintele Consiliului Județean și, așa cum ați văzut și dumneavoastră, noi apreciem că lucrările merg într-un ritm alert, ne vom încadra în termenul stabilit și bucuria oamenilor, zic că este foarte mare. Vedeți, este o clădire cum probabil nu există multe până astăzi. Modernizarea spitalului din Vânjul Mare este o investiție de suflet a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a depus eforturi uriașe pentru ca cetățenii din orașul său natal, dar și locuitorii din întreaga zonă de sud a județului Mehedinți, să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte. Șeful Consiliului Județean Mehedinți a reușit să atragă zeci de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.